din toate punctele de vedere, o intervenție începută timpuriu este mult mai eficientă decât una care începe atunci când copilul este mare, iar costurile, deși par extraordinar de mari, sunt infinit mai mici atunci când copilul începe de timpuriu și în 2-3 ani de terapie ajunge să fie independent, decât atunci când nu se face această investiție și copilul ajunge să fie dependent toată viața de un adult. Autismul este o tulburare care afectează persoana în 3 mari arii. Socializare, comunicare și limbaj și comportament. Copilul cu autism de obicei răspunde la inițierea celorlalți, dar foarte greu îi vine să inițieze. Copilul cu autism nu știe să-și comunice nevoile sau dorințele, cum spuneați. În loc să comunice verbal sau gestual, te folosește ca instrument și te duce acolo unde are nevoie. Se angajează în acțiuni repetitive, stereotipe, are puternice și comportamentale atunci când intervine frustrarea. Nu imită acțiunile altor copii sau ale adulților. Nu stabilește contact vizual sau stabilește noul menține. Copilul nu răspunde la solicitările adultului decât când vrea. Am auzit de foarte multe ori această specificare. Știe, dar nu vrea sau mi-arată când vrea. Pare că nu aude sau nu înțelege ceea ce îi se cere. Nu dorește să folosească cuvinte cu sens de comunicare. Nu înțelege limbajul, nu înțelege la ce îi folosește să vorbească. Datorită faptului că nu sunt interesați de alte persoane, nu imită. Și atunci au dificultăți foarte mari în a învăța noi comportamente, în a achiziționa diverse lucruri. Trebuie să fie învățați să imite, trebuie să fie învățați să-și iau din mediu. Nu pot să facă asta spontan. Jocul nu este funcțional și este marcat de un caracter stereotip. Unul dintre lucrurile pe care îl semnalează părinții sunt legate de faptul că copilul nu este atras de jucării. Într-o cameră plină cu jucării, copilul își ia un pix și se joacă cu el. Sau chiar dacă se duc către jucării, nu le folosesc cu scopul lor social adecvat. Le scutură, le zângăne, le ling, le mănâncă, le trântesc, le scutură piesele. Poate să nu reacționeze la plecarea sau venirea părinților sau să reacționeze violent. Poate să fie deranjat de sunetele copiilor din clasă sau de agitație în mod excesiv. Protest uneori la schimbările care au loc în mediu. Dădea ca și exemplu mai devreme doamna doctor Dobrescu faptul că un copil n-a mai vrut să intre în casă după ce părinții au renovat apartamentul. Uneori un anumit dulap care a fost într-o poziție, dacă este mișcat, poate să stârnească reacții puternice la copilul cu autism. Dificultățile de alimentație pot să fie de foarte multe feluri, în sensul că ori nu este independent în a folosi tacâmurile, ori își aleg anumite alimente și le refuză pe ceilalți, ori își aleg o anumită textură. Sunt copii cu autism care mănâncă numai pasat, mâncarea gătită, deși ei pot să mănânce stixuri, biscuiți, napolitane, covrici și așa mai departe. Există copii care își aleg o anumită culoare de alimente. Am întâlnit, de exemplu, un copil care mânca numai alimente galbene și albe și nuanțele dintre galben și alb. Adică toată ziua mămăliguță cu brânză, cartofi prăjiți, brânzică topită, piure și carne de pui sau de pește. Copilul cu autism este foarte frumos. Uneori asta vine în ajutorul lui, ca să zic așa, pentru că terapeuții, cei care aleg această meserie, își pun obiective personale în a-i ajuta pe acești copii să devină independenți și atunci, în momentul în care intră în terapie, această frumusețe este de partea lor. Faptul că pot să aibă terapeuți foarte buni care să-i ajute extraordinar de mult. Ce-i trebuie unui copil ca să poată să intre în grădiniță și să poată să facă față? Să poată să stea pe scaun la cerere o perioadă de timp, care la început poate să fie foarte mică. Îi trebuie să poată să stea pe scaun un minut, două, trei, patru, cinci minute, depinde cât de mic este copilul, dar trebuie să poată să stea pe scaun la cerere. Să aibă abilități de imitare, să răspundă la instrucțiuni simple, indiferent de persoana care le dă. Dacă cineva îi spune
ia de jos creionul că ți-a căzut, copilul trebuie să înțeleagă această formă simplă de limbaj și să și răspundă la ea, să poată să răspundă la întrebarea ce vrei, verbal sau dacă nu vorbește cu imagini sau cu gesturi, să poată să comunice la acest nivel elementar, să poată să dea cu cana să mănânce cu lingura, să poată să folosească toaleta. Aceste lucruri pot să fie considerate ca prerechizitele minime, dar pentru un copil cu autism, acestea pot să fie niște obiective extraordinar de mari. Iar părinții pot să aibă dificultăți în a învăța pe copii aceste lucruri. Ei merg la grădiniță. Sistemul este obligat să-i primească. Dar dacă nu au aceste abilități, s-ar putea să nu fie o integrare cu succes. Și atunci, recomandarea este copilul să facă, înainte de grădiniță sau în paralel cu grădinița, terapie individual, unul la unul, pentru a reuși să achiziționeze aceste lucruri. APA înseamnă modificare comportamentală. Cu ajutorul acestei terapii, noi încercăm să modificăm comportamentul copiilor. În sensul că comportamentele deficitare, cele pe care le-am minteam mai devreme, de comunicare și limbaj, socializare, imitare, încercăm să le creștem, iar comportamentele în exces, stereotipiile, autostimulările, agresivitatea, încercăm să le descreștem. În momentul în care lucrăm terapia ABA, trebuie să putem să ne stabilim corect obiectivele pe care le vrem de la copii, să-i promptăm și în momentul în care încep să lucreze, să contribuie, să putem să-i recompensăm. Copiii cu autism sunt copii deștepți, nu au afectată inteligența, nu sunt afectați cognitiv. În toate prezentările nu se spune nicăieri că poate să fie afectat cognitiv copilul cu autism. Afectată este socializarea și comunicarea, iar noi asta le cerem. Socializare și comunicare. Ei pot să învețe ceea ce noi le cerăm. Și se descurcă foarte bine la testele non-verbale. Învață cifre, litere, învață foarte repede să citească. Dar nu reușesc să se exprime, nu reușesc să spună mi-e foame, mi-e sete, îmi place, nu-mi place, vreau, nu vreau. De aici vin problemele de comportament. Vin marile frustrări. Copilul nu știe să spună lasă-mă, dă-mi o pauză. Și îmi răstoarnă masa sau mă lovește. Comunicarea, în primul rând, are o condiție de bază, să avem două persoane și un mesaj. Două persoane comunică. Copilul cu autism poate să meargă prin casă și să spună mama, mama, mama și să vorbească cu tavanul. Asta nu este comunicare, chiar dacă el poate să folosească cuvintele. Și atunci el trebuie să fie învățat să comunice și la ce sunt de folos cuvintele. Se învață treptat, câte unul pe rând. Ca să am un exercițiu distinct, să am un asemenea discrete drive, îi cer copilului să-mi arate burta, în funcție de răspunsul lui dau o consecință, dar eu cer numai odată. Greșeala pe care o facem uneori în momentul în care lucrăm cu copii este să cerem într-una în speranța că următorul răspuns va fi bun. Arată-mi burta, hai, burta! Burta, unde e burta? Hai că o știi, unde e mai burtica? Vino și arată-mi și mie burta! Nu îi cer de multe ori. La școală se întâmplă același lucru cu copiii. Intră doamna în clasă și întreabă. Ce am avut de învățat pentru astăzi la geografie? Liniște. Haideți mai, ce am avut pentru astăzi la geografie? Nimic. Dar chiar nu știe nimeni, nu se poate. Ieri am avut geografia, chiar nu știți ce am avut? Ce face? Cerință, 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 cerință. Deja după a cincea cerere, nimeni nu mai spune nimic, nici măcar dacă știe. Pentru că e clar că e ceva complicat, nu se știe. Nu este de folos. Nici copiilor, nici doamnei. Doamna se frustrează pentru că are așteptări de la ei și ei nu știu. Copiii se frustrează pentru că nu te simți bine în papuci în care ți se cere ceva și tu nu știi. Și atunci situația asta trebuie oprită. Ce am avut? Nu știți? Păi să vă amintesc, că de-aia sunt aici. Să vă învăț ceva, nu să vă transmit că nu știți. Exact același lucru se întâmplă și în ABA. Îl întreb pe copil. Cum te cheamă? Și el dă să plece. Nu mi-ai răspuns. Îi dau consecința. Da? Răspunsul lui nu a fost bun. El a plecat. Îi dau consecința negativă. Nu. Nu mi-ai răspuns. Îl mai întrebați odată. Cum te cheamă? Și dați prompt. Spune. Luca. Luca, bravo, mi-ai răspuns la întrebare, acum poți să pleci.
este primul lucru care se modifică în viața copilului cu autism în momentul în care părinții învață să aștepte un răspuns de la copil și să nu-l mai lase să treacă mai departe. Pentru că se întâmplă adesea, din cauza comportamentelor puternic negative ale copiilor, părinții să nici nu mai îndrăznească să-i întrebe ceva pe copii. Părintele îi spune, dă-mi de jos, copilul nu-i dă, părintele se duce și ia și îl lasă. Pentru că dacă l-ar prompta sau ar insista, copilul ar avea un comportament negativ și atunci decât să-l supăr, mai bine nu-i mai cer nimic. Dacă sunteți prea obosiți și prea stresați și nu aveți atâta energie cât să îi promptați pe copii, mai bine nu le cereți nimic. Dacă tata vrea să-i ceară copilului telecomanda, da? El stă pe fotoliu și vrea să-i dăm și mie telecomanda. Și copilul pleacă. Comportamentul corect ar fi ca el să-i spună, nu mi-ai adus telecomanda, să se ridice, să-l aducă pe copil lângă telecomandă, să-l prompteze, să-i o dea, după care să-i spună, mi-ai dat-o, bravo, mulțumesc, acum poți să pleci. Astfel încât copilul să rămână cu acest mesaj. Când cineva vorbește cu mine, trebuie să mă opresc, și să îndeplinești ceea ce mi s-a cerut. Nu e mult, nu e greu, este absolut adecvat să se întâmple așa. Și atunci mesajul meu este, dacă nu aveți energie și disponibilitate să-l promptați pe copil odată, mai bine nu-i cereți, pentru că nu este eficient să-l învățăm că și dacă face și dacă nu face, nimic nu se întâmplă. Ce este antecedentul? Este factorul declanșator, este ceva ce se întâmplă imediat înaintea apariției unui comportament. Copilul țipă. Întrebarea care se pune este, de ce țipă? Ce ne poate ajuta să răspundem la această întrebare este antecedentul. Ce s-a întâmplat imediat înainte ca copilul meu să țipă? Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla că ceva a început sau s-a terminat. Se poate întâmpla că a primit o cerere sau se poate întâmpla că persoanele din jur nu vorbeau cu copilul respectiv și apoi el începe și țipă din senin, să spun așa. Se poate întâmpla că cineva a intrat în cameră, se poate întâmpla că cineva a ieșit din cameră. Antecedentul ne oferă informații despre factorul declanșator. Comportamentul este acțiunea pe care o persoană desfășoară ca reacție la antecedent. Consecința este ce se întâmplă imediat după comportament. De ce țipă copiii? De ce mușcă? De ce aruncă cu jucăriile? Motivele pot să fie în mare trei. Fie pentru că vor să obțină ceva. Atenție sau un beneficiu material. Copilul cere la calculator, mama îi spune nu se poate, el începe să țipă. De ce țipă? Vrea să obțină calculator. Sau, eu vorbesc cu mama, copilul stă pe lângă noi, noi tot vorbim și el începe și țipă, ca din senin. Noi imediat ne îndreptăm atenția, dar ce faci, dar de ce țip, dar nu e frumos, dar uite-mă că sunt aici. Copilul obține atenție. Deci a țipat. Nimeni nu i-a dat nicio sarcină, nimeni nu i-a interzis nimic, pentru că avea nevoie de atenție. Chiar dacă noi îi dăm o atenție negativă, tot atenție este. Copilul a stat cu minte lângă noi și noi n-am vorbit cu el, nu l-am băgat în seamă. Dacă a început să țipe, atunci imediat amândouă am avut ochi și atenție pentru el. Ce a învățat copilul? Vreau atenție. N-am de ce să fiu cu minte, pentru că dacă fac o prostie, atunci toată lumea are timp și disponibilitate pentru mine. Deci, copilul are comportamente negative pentru a obține ceva. Atenție sau un beneficiu material. Apoi, comportamente negative are un copil pentru că vrea să scape din ceva. Să scape de o sarcină, să scape dintr-o situație neplăcută pentru el. Ne așezăm la terapie, îi spun copilului, potrivește cana și în momentul respectiv zboară toate obiectele de pe masă. De ce? Pentru că el nu a vrut să facă această lecție. Asta este funcția care, și beneficiul care menține comportamentul. Sau cea de-a treia funcție poate să nu aibă nicio legătură cu noi și să
se referă la autostimulare. Rezolvi comportamentul care atrage atenția negativă asupra copilului și apoi lucrezi pe celelalte. Acest tabel îmi dă informații despre ce declanșează comportamentele copiilor. De exemplu, copilul țipă. O notare foarte vagă nu mă ajută foarte tare. De exemplu, dacă la antecedent ați scrie la terapie, copilul țipă, nu mi-e de niciun folos. Adică la terapie când? Când era într-un sitting sau când era în pauză? Când i-am dat o cerință sau când nu i-am dat cerință? Deci, ar trebui să notați foarte specific. Îi se cere să se așeze pe scaun, țipă. Notați și consecința. Se numără până la 5 și este așezat pe scaun, habar n-am. Sau îi se lasă copilului un timp să se liniștească. Sau este imediat așezat pe scaun. Țipă când? Când îi cer să se așeze pe scaun? Când îi cer să vină la mine? Când îi cer să potrivească? Dacă eu notez asta la antecedent, atunci funcția înseamnă că este aceea de a scăpa de activitate. Care este beneficiul care menține comportamentul? Probabil că el chiar și scapă de activitate odată cu acest țipat. Că eu mă gândesc, hai să-l mai las puțin. Sau hai să nu-l mai necăjesc. Sau poate nu-i place activitatea asta și îi dau alta. Dacă copilul chiar scapă de activitate atunci când țipă, atunci acesta este beneficiul care menține comportamentul. Dacă vreau să scad acest comportament, ce ar trebui să fac? Să nu-l las să scape de activitate. Dacă eu îi spun potrivește, nu știu ce, și el începe și țipă, eu ar trebui fizic să-l promptez să potrivească, să-l recompensez, bravo, foarte frumos ai potrivit, și în felul acesta să-i transmit copilului acest mesaj. Chiar dacă ții sau nu ții, pe activitatea tot trebuie să o faci, deci nu scad, adică nu ai beneficiu pe care îl aștepți în această situație. Atunci când țipă ca autostimulare, nu intervine nicio altă persoană care să-i dea un beneficiu și să mențină acest comportament. Îi place să țipe. Îl ajută faptul că țipă. Și atunci, aceasta face diferența între cele două. Dacă în momentul în care el țipă, cineva se duce și îi spune, îl ceartă, îl apostrofează sau vorbește cu el sau îi acordă vreun fel de atenție, atunci beneficiul care menține comportamentul e atenția. Dacă nu vine nimeni, beneficiul este și efectul este acela de autostimulare. Acum este o recompensă, mai târziu poate să nu mai fie, și atunci marea artă a terapeuților, a părinților, a psihologilor, a educatorilor este să găsești recompensă, să-i motivezi pe copii. Acum mi s-a pus întrebarea, ok, dar la grădiniță, la școală, ce pot să facă? Doar nu o să le dau bomboane, biscuiți și așa mai departe. Nu, nu se dau bomboane și biscuiți. Dar exact cum spuneați dumneavoastră, la grădiniță putem să le dăm apțipilduri, ștampiluțe și așa mai departe. La grădiniță putem să avem, ce vă spuneam mai devreme, scaunul de capitan al clasei. Nu trebuie neapărat să aveți o recompensă, dar dacă aveți toate foarfecile roșii și una verde, cea verde poate să fie foarfeca dată câștigătorului. Și dați valoare de recompensă unui obiect care nu este la fel ca celelalte. Tu ai fost grozav și nu primești foarfecă roșie ca toți ceilalți. Nu trebuie neapărat să aveți bani să luați recompense copilor. Nici nu e adecvat. Trebuie să aveți niște recompense care să fie la îndemână în contextul respectiv. Am un comportament pe care vreau să îl scad sau pe care vreau să îl cresc. Da? Un copil, să zic că vreau să încurajez contactul vizual, da? La un copil. Stabilesc o recompensă special pentru acest comportament. Vreau să îmbunătățesc contactul vizual, copilul meu preferă nu știu ce, îmi stabilesc recompensă strict pentru acest comportament. Și ofer copilului de fiecare dată când se angajează în comportamentul respectiv. De fiecare dată când copilul se uită la mine, în momentul în care comunicăm, îi dau recompensa respectivă. Ca să pot să știu dacă ce am oferit eu copilului este recompensă, eu trebuie să am neapărat o îmbunătățire în comportamentul respectiv. Vreau să-i dau, să zicem, bomboană, da? Îi dau o bomboană când se uită la mine.
Dacă contactul vizual se îmbunătățește, înseamnă că bomboana este recompensă. Dacă contactul vizual nu se îmbunătățește, bomboana nu este recompensă. Recompensa este acel ceva pe care eu îl dau în urma unui comportament și duce la creșterea calitativă și cantitativă a comportamentului. Dacă copilul meu se uită la mine și l-am văzut, este important ca eu atunci să-l recompensez, cel puțin social, dacă nu și altfel. De ce? Te văd că te uiți. Foarte frumos te-ai uitat! Bravo! Super! Super frumos! Dacă eu nu fac asta, am șanse destul de mari, de exemplu, să interfereze în acest comportament și recompensa mea un comportament negativ. S-a uitat frumos la mine. Eu n-am zis nimic. După care n-am mai vrut să scrie și a aruncat caietele pe jos. Eu am trebuia să o recompensez pentru contactul vizual. Și acum întrebarea se pune. Mai dau recompensa sau nu? Nu mai pot. Și nu e corect. Pentru că am ratat ocazia să îmbunătățesc contactul vizual. Și nu e corect față de copil, că el s-a uitat. Dar nici nu pot să-i dau pentru că aș încuraja un comportament care nu e tocmai corect. Și atunci recompensa trebuie să fie dată imediat. Unu, pentru ca să nu interfereze asemenea comportamente. Și doi, gândiți-vă că dacă noi facem contact vizual acum și apoi mai scrieți ceva, mergem, ne spălăm pe mâini, mâncăm, terminăm masa și nu știu ce și vă dau recompensă. Ce șanse aș avea eu copilul meu să asocieze această recompensă cu acel comportament? Cine poate să fie shadow? Și de ce are nevoie un copil cu autism de shadow la grădiniță și la școală? E destul de controversat acest termen de shadow. Shadow-ul este persoana care însoțește copilul cu autism la grădiniță și la școală pentru a-l ajuta pe acesta să se integreze în condițiile de grup. Ce înseamnă asta? Școala sau grădinița are aceleași responsabilități față de copilul cu autism, la fel ca pentru toți ceilalți copii. Când el nu se descurcă, intervine shadow-ul care îl ajută pe copil. Dar școala și grădinița are responsabilități neschimbate față de copil, fiecare autist sau nu. Toți copiii trebuie să stea jos chiar dacă au autist sau nu. Îi se cere și copilului meu cu autist să stea jos și să scrie. Dacă el nu se descurcă, intervine shadow-ul. Și îl promptează să stea jos sau să scrie sau ce are nevoie copilul. Deci, un shadow vine să-l ajute pe copil să înțeleagă și să respecte regulile de grup și să-l ajute acolo unde el nu se descurcă. Este mare nevoie de acest shadow, pentru că la terapia individuală este un adult și un copil. Adult îi oferă atenție necondiționată copilului. În situație de grup există un adult la 10, 20, 30, am întâlnit 35, 39 de copii. Nu are cum să-i acorde aceeași atenție, iar copilul nu răspunde la fel de prompt ca la terapie individuală și atunci el are nevoie de ajutor să înțeleagă regulile. Cu cât mai bine le înțelege de la început, cu atât mai mari șanse are ca acest shadow să se retragă și copilul să devină independent. Dar dacă merge singur la grădiniță, s-ar putea să nu înțeleagă foarte bine regulile și nici nu are cine să-i le explice. Și integrarea să fie mai dificilă, să fie mai greoaie.